O minoră de 10 ani din comuna Bistra a fost accidentată luni 10 august în jurul orei 21 de către un conducător auto din comuna Sohodol. Fetița a trecut strada prin loc nepermis și a suferit un traumatism cranian. Minora a scăpat de sub supravegherea părinților și s-a angajat în traversarea neregulamentară a străzii. În aceste împrejurări a fost surprinsă și acrușată de un autoturism care era condus regulamentar de un bărbat din comuna Sohodol. Din fericire, fetița nu a suferit răni grave, a fost transportată la spitalul din Câmpen, de unde a fost transferată la Alba Iulia pentru investigații de specialitate. Fetița a scăpat cu bine în urma accidentului, dar poliția recomandă părinților să-și supravegheze îndeaproape copiii. În aceste condiții recomandăm tuturor părinților să fie atenți la copiilor și să-i supravegheze îndeaproape pentru a nu fi implicați în astfel de accidente. Conducătorul autovehiculului implicat în accident a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.